O familie din satul Crivin a fost călcată zilele acestea de hoți care au furat din casă 33 de galbeni din aur și câteva mii de euro. Erau toate economiile celor doi soți care au observat că le lipsesc banii din casă a doua zi după ce s-au întors de la nunta copiilor de la Drobeta Turnu Severin. Oamenii cred că banii fie au dispărut peste noapte cât timp erau plecați de acasă, fie a doua zi în timp ce se pregăteau de petrecerea de după nuntă. Polițiștii au demarat o anchetă, însă deocamdată hoții nu au fost identificați. Păgubiții spun că și-au dat seama că lipsesc banii a doua zi după nuntă, când au organizat o petrecere și acasă. Aveau nevoie de bani și când s-au dus la sertarul în care aveau economiile, toți banii, 33 de galbeni și 6.000 de euro, dispăruseră. Interesant este că în casă nu s-au găsit urme de forțare a ușilor sau geamurilor, deci hoții ar fi intrat cu chei potrivite, în lipsa lor sau a doua zi înainte de petrecerea de după nuntă. Proprietarii au sunat la poliție, aceștia au ridicat probe constând în amprente, dar și imagini de pe camerele de supraveghere din sat și îi caută pe hoți. Am avut nunta fetii, sâmbătă. Noi vineri am pus acolo în cameră. Și sâmbătă când am plecat am încuiat ușa. Duminică dimineața la 5:30 am ajuns acasă de la nuntă. Am stat aici în curte cu doi prieteni, mă ascultam muzica, au băut ei un șpriț de vin, după aia ei au plecat și soțul s-a băgat în cameră să culce. M-am dus cu el, a dat un tricou să culce și eu am ieșit afară. Nu era nimic mișcat ca să îmi dea de bănuit că a fost ceva, că a intrat hoț. Nu ne-am uitat atunci. Am ieșit afară, mi-am pregătit că urma să avem cheful de a doua zi de nuntă. Și la ora 4:30, soțul zice să te duci niște bani de acolo să avem să dăm dedicații. Când mă duc, trag sertarul, totul cum am pus eu, ciorap pe acolo tot, în rest punga ușoară, când golesc portofelele goale tot. Ne-a furat dinăuntru, ai nu știi. Au fost mai multe persoane pe aici? Nu, nu, nu. A fost, dar asta nu mai a intrat în casă, deci ceilalți am fost, ne-am pregătit pentru seară. Seara am avut iar un chef aici, după nuntă, și a fost singura care a intrat în casă, care intra în casă și... Practic toate economiile, adică tot, da. Ce, tot darul de la nuntă? Nu darul de la nuntă, nu, ăștia au fost banii noștri, strâns de la, din salariu, din la serviciu. Și toate economiile dumneavoastră? Tot. Și aur, și bijuterii, și euro. Au mai fost furturi pe aici, prin sat? Aoleu, în plin. Foarte multe furturi. În urma verificărilor efectuate de polițiștii din cadrul secției 2 Poliție Rurală și Mian, s-a stabilit că persoane necunoscute ar fi pătruns pe o fereastră neasigurată în locuința persoanei vătămate din satul Crivina, de unde i-ar fi sustras din dormitor, dintr-un sertar, o sumă de bani și câteva monede din aur. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Primarul comunei Burila Mare spune că în ultimii ani s-au înmulțit infracțiunile, iar hoții au prins curaj știind că posturile de poliție au fost desființate, iar oamenii legii vin de la depărtare mare. Acolo dânșii sunt mai izolați față de noi, de Burila, de comună. Și se poate întâmpla acolo. Oamenii se plâng că sunt mulți hoții. La Crivina se poate să. E întotdeauna acolo. Și-au făcut de cap, cum vine vorba, că fiind izolați, chiar i-am avut noi poliția locală aici. Dar ei acolo, cum stai acolo jos la Dunăre. Mai feriți un pic. Da, mai feriți, mai oculiți de poliție. Au fost violuri la nivel de comună, furturi de cereale, tot felul de infracțiuni. Vin de departe polițiștii până ajung ei? Da, vin de la Șimian, unde au sediu acolo, unde sunt comasați acolo, dar... Trebuie să facem sediul nostru, cum era odată. De când această structură a fost schimbată, probabil că de domnul Blag atunci, și s-au desfințat posturile de poliție la comune, este, nu știu ce să mai spun, de la noi, la Comuna Burila Mare, au fost infracțiuni de genul omoruri, violuri, tot ce vreți dumneavoastră. Am făcut și eu un memoriu acum vreo 2 ani la domnul Vivăr când era ministru, mi s-a răspuns mai la mișto așa, că între 15 polițiști ca să fie postul normal. Nu e adevărat. Eu înainte am avut 2 polițiști, aici a fost totul normal. Ne-ar trebui urgent și o să fac și un memoriu la domnul Blaga. E necesar datorită, sunt singura comună dintre cele două
de Veselu, Gogoșu, au șef de poștă, n-am nimic. Suntem aici, șeful de poștă vine o dată la 2-3 luni. Recomandările oamenilor legii sunt să nu țineți economiile acasă, mai ales sume mari de bani și mai ales să nu dezvăluiți persoanelor străine acest lucru. Pentru prevenirea furturilor din locuințe, poliția recomandă cetățenilor să nu comunice persoanelor cunoscute, cu atât mai puțin persoanelor necunoscute, dacă dețin în locuință sume de bani sau bunuri de valoare, să-și asigure locuința atunci când părăsesc domiciliu, chiar pentru o perioadă scurtă de timp, în situația în care părăsesc domiciliul pentru o perioadă mai lungă, să solicite vecinilor supravegherea locuinței și ridicarea periodică a corespondenței. De asemenea, să nu permită accesul în curte și în locuință persoanelor necunoscute, să fie vigilenți în privința persoanelor care îi abordează sub pretextul vânzării anumitor produse și, de asemenea, mare atenție, persoanele care sună la interfon și solicită accesul în casa scărilor, trebuie verificată identitatea acestora, precum și a persoanelor care își declină anumite calități, precum aceea de angajat a firmelor de electricitate, gaz și așa mai departe. Tot în această vară, hoții au furat și din locuința primarului din comuna Dârvari, numai puțin de 100.000 de euro. Individul a fost prins la câteva zile după acest furt, dar s-a reușit recuperarea a doar un sfert din prejudiciu.